În 1989, în decembrie, eu am fost ales în parc aici, în centru comunii, ca primar. Mi-am dat seama ce așteaptă oamenii de la mine, să fiu în stare să înnoiesc cât mai multe. Și mai ales eu aveam un termen de comparație, eu aveam o stare de nemulțumire permanentă, permanentă, și încercam să nu mă exteriorizez, să nu le arăt oamenilor că cine știe ce mofturi exagerați sau ce știe ce ideea mea, dar văzusem în 1979, când am ieșit prima dată cu ansamblu în Franța, Belgia, 14 țări din Occident. Am întors acasă și mâhnirea mea era mare, pentru că mi-aș fi dorit tot ce am văzut acolo, măcar o jumătate din ce era, să fi fost aici la pădure. Ce am văzut atunci acolo, eu am, sigur, pentru mine a fost un șoc, pentru că nu văzusem Occidentul, nu văzusem activitățile, nu văzusem prosperitatea de acolo. Îmi doream curățenia, ordinea, pe care mi le doream aici, la pădure. Îmi făceam un gând așa utopic, dacă aș fi avut 80 de autocare, să-i duc pe toți acolo câteva zile și să ne întoarcem și să ne rușinăm, în primul rând, de lucrurile pe care le neglijam, aspectul de privind curățenia, ordinea, grija față de arbori, de plante, de pădure. Câți oameni, câți pădureni ați dus până la urmă în străinătate? Sunt mulți, pentru că una, în ansamblul nostru, cred că peste 200 de instrumentiști dansatori am rulat în mai multe generații, care au fost cu mine și am oferit spectacole și, fără îndoială, am vizitat acele țări. Dar și prin acele stagii de pregătire. Anul trecut, vă dau un exemplu, am fost cu 30 de familii care au găzduit francezi și elvețieni în casele lor. Am fost invitați în Franța, în Bretania, apoi în Elveția la Confederația Viticultorilor din Vevey. Vă rog să mă credeți, am simțit un moment de mare mândrie și de bucurie sufletească atunci când ne-au așteptat și ne-au primit într-un mod deosebit. Ne-am simțit onorați când fostul președinte al Confederației Viticultorilor, că și actualul președinte, cu întreaga suită din sediul acestei confederații, ne-au așteptat ca pe niște oaspeți deosebiți. Și acolo m-am uitat la consătenii mei, care aproape aveau lacrimi noi de bucurie. Erau uimiți de ce au văzut. Unii au văzut pentru prima dată Occidentul. Și vă dați seama, Elveția și zona Vevey, lacul Leman, tot peisajul ăla mirific. Cred că asta spuneau și ei și este o expresie, cred că Dumnezeu a fost elvețian acolo. Mă rog, deosebit de instructiv pentru oamenii noștri, și când au văzut ce primire și cu câtă demnitate poți păși acolo, pentru că lăsasem urme cu fiilor, copiilor, acolo din 1999, când noi am fost invitați la sărbătoarea viticultură, și apoi de două ori ne-au invitat cu ansamblul nostru la Festivalul Internațional de Jazz de la Montreux, pentru a susține spectacolul în deschidere, folclorul ca originea muzicii culte. Iar un prilej deosebit de mândrie și de satisfacție, dar și de convingere că și zona noastră are oameni care pot oferi ceva celorlalți, chiar din Occident, că se poate și aici gândi și simți și suntem iubitori de frumos și de tradiție. 1989, când pe umerii mei apăsau asemenea responsabilitate în fața oamenilor, vă imaginați că trebuia să gândesc și să văd cum pot eu să fac cât mai multe, să fac un echilibru și între cele 7 sate. Sigur, prioritatea zero era totdeauna, construiau drumurile, alimentările cu apă, lucru care acum suntem oarecum mulțumiți, dar sigur, avem atâtea de făcut. Cu ce ați început? Deci din 90 dumneavoastră sunteți primar până acum. Înțeleg că ideea a tot ceea ce vedem aici v-a venit de la ce ați văzut în afară. De acolo a fost nemulțumirea maximă și aspirația, obiectivul tot de acolo v-a venit sau din altă parte? Și comparația cu alte zone din țara noastră, nu? Că sunt zone destul de dezvoltate și în țara noastră sunt locuri atât de frumoase și la noi. Nu-i totul. Dar am început, în primul rând, să mă gândesc cum fac ca aceste drumuri să
arate altfel, să fie practicabile, să nu fie o piedică în dezvoltarea zonei. Apoi să văd ce, cum înnoiesc și să le fac foarte atractive toate instituțiile comune. Să pot rezolva problema din sănătate, trebuie să amenajăm cele două dispensare, din Bălean și Pădure. Să realizăm cele două cabinete de medicină de familie cu medici, farmacii și stomatologie. Apoi, fără îndoială, școlile și căminile culturale.